Deși devenise deja unul dintre principalii favoriți la reocuparea funcției de premier, Boris Johnson a luat decizia de ultim moment de a nu mai candida Rishi care acum cale libere și a salutat decizia fostului prim-ministru. Fostul premier Boris Johnson s-a răzgândit și și-a retras candidatura pentru reocuparea fotoliului de premier, asta deși el ar fi avut deja susținerea 100 de parlamentari conservatori, ceea ce îl făcea unul dintre principalii favoriți la funcție. Pe parcursul ultimelor zile, din păcate, am ajuns la concluzia că pur și simplu nu ar fi lucrul corect. Nu poți guverna eficient decât dacă ai un partid unit în Parlament. Prin urmare, mă tem că cel mai bun lucru este să nu permit ca nominalizarea mea să meargă înainte și să-mi ofer sprijinul oricărui reușește, a transmis fostul premier Boris Johnson într-un comunicat. Odată cu anunțul lui Boris Johnson, principal favorit la ocuparea funcției de premier britanic este Rishi Sunak. Acesta a salutat decizia de retragere din cursă a lui Boris Johnson. Boris Johnson a concretizat Brexitul și marea distribuire a vaccinului. El a condus țara prin unele din cele mai grele provocări cu care ne-am confruntat vreodată, iar apoi s-a luptat cu Putin și războiul său barbar din Ucraina. Îi vom fi mereu recunoscători pentru asta. Deși a decis să nu mai candideze pentru prim-ministru, sper cu adevărat că va continua să contribuie la viața publică din țară și din străinătate. Rishi Sunak are în momentul de față susținerea a cel puțin 155 de parlamentari din Partidul Conservator, cu mult peste principalul contracandidat, Penny Mordaunt. Aceasta ar a susținerea a doar 25 de parlamentari conservatori. Alți 54 de membri ai Partidului Conservator sunt încă nehotărâți cu privire la candidați, însă chiar și cu aceștia avansul pe care Rieși Sunak îl are ar fi mai mult decât suficient pentru a-i asigura ocuparea funcției de premier. și Sunak a fost ministru în cadrul executivului condus de fostul premier Boris Johnson. El a mai candidat odată la funcție, însă a pierdut cursa în fața actualului premier interimar Liz Truss.